Alba Iulia se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Municipiul nostru îmbracă haine de sărbătoare în așteptarea lui Moș Crăciun. Administrația locală a început deja în activitatea de împodobire a stâlpilor din zona cetate și centrul orașului și vor continua și cu următoarele zone până pe data de 6 decembrie. Începutul lunii noiembrie aduce și pregătiri în apropierea sărbătorilor de iarnă la Alba Iulia. Au început operațiunile de înfrumusețare ale orașului cu beculețele de Crăciun. Cei care vor circula pe Bulevardul Revoluției pot vedea deja instalațiile de Crăciun. Sunt folosite aceleași beculețe de iarnă ca și în anii trecuți. Vor fi însă montate elemente decorative noi specifice sărbătorii de Crăciun peste podul de la poarta a treia și între poarta a patra și a cincea a cetății. Vor fi împodobite zonele intens circulate, respectiv centru, zona Gării, Bulevardul Transilvaniei, Parcul Unirii, Palatul Principilor și Piața Cetății.